Și elevii din sectorul 4 premianți la Olimpiadele de Religie și Cultură și Spiritualitate Românească au fost distinși astăzi. Festivitatea de premiere a avut loc la Seminarul Teologic Ortodox din București. Elevii din sectorul 4 care s-au remarcat la cele două competiții educaționale au fost premiați în prezența părinților, a profesorilor și a reprezentanților Arhiepiscopiei Bucureștilor. Evenimentul a fost organizat de Protopopiatul Sector 4 Capitală în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Sector 4. În deschiderea festivității, părintele diacon Eugen Maftei, consilier eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul, a adresat un cuvânt de felicitare și a vorbit despre importanța disciplinei religie. Educația religioasă reprezintă o componentă fundamentală a actului educativ. Rolul disciplinei religie este mult mai important decât pare la prima vedere, întrucât ea este cea care oferă suport nu numai pentru transmiterea unor cunoștințe religioase, foarte necesare de altfel și ele, ci și pentru împroprierea și mai apoi punerea în practică a unor valori, convingeri și principii absolut necesare oricărui copil. Școala, prin ora de religie, are menirea să ofere tinerilor repere solide pentru ca ei să-și dezvolte personalitatea, să se integreze în societate, să împărtășească valori autentice și să contribuie astfel, prin ceea ce știu, dar mai ales prin ceea ce sunt, la binele și bunăstarea tuturor. Pentru noi, pentru dascăli și pentru părinți, toți cei care ați participat la aceste concursuri, indiferent de premiul pe care l-ați obținut, toți sunteți câștigători. Sunteți câștigători atât prin rezultatele obținute, cât și prin experiența pe care ați trăit-o, prin implicarea și dăruirea de care ați dat dovadă, prin dragostea pe care ați manifestat-o față de Dumnezeu și de cei din jur. Elevii au fost premiați cu diplome și daruri. De asemenea, în cadrul festivității, corul seminarului a susținut un moment artistic.